Hristos a înviat! Iubiți credincioși, iată mesajul sfânt de bucurie, lumina orbitoare de la miezul nopții, veșmintele strălucitoare a îngerilor, plânsul femeii, bucuria trimisă de Hristos prin mesajul bucurați-vă și cântarea de biruință cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le întregesc și planul de astăzi duhovnicesc al sărbătorii și a zilei în continuare a vestirii pascale, în care oamenii și-au umplut și sufletul de lumină, și mintea de lumină, și cugetul de lumină, și inima și-au umplut-o de lumină, și-au umplut și conștiința de dragostea lui Hristos, de împăcarea cu El, prin tainele Bisericii, prin Euharistia, despre care veți vedea că este mijlocitoare, necesară și mântuitoare între om și Dumnezeu, atunci când Hristos vrea să se dea lumii ca miel de jertfă. Mielușelul lui Dumnezeu, vie și nejertfită jertfă. Deci Mântuitorul Hristos este Cel care preferă să fie gustat, să fie mâncat, să fie dus în inima și în sufletul fiecăruia, fie și pe calea rugăciunii, fie și pe calea linguriței, și fie și pe calea faptei bune, și pe toate celelalte căi posibile, pe rugăciunea cea gânditoare a minții, pe rugăciunea cea gânditoare a inimii, și să intre în toate mădularele să împlinească cuvântul. Unde sunt eu, acolo e și slujitorul meu. Unde sunt doi, trei în numele meu și eu sunt adunat cu ei. Eu vreau ca tot să fie una, iar cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Deci iată, și la judecate, se continuă în continuare iarăși în verset, nu va veni ci s-a mutat din moarte la viață. Adică acest somn odihnitor și trecător al descompunerii elementare în substanțe chimice care se face pe calea biologică, adică a arderii și a dezhidratării, nu face altceva decât să seamene în pământ bobul de grâu stricăcios sau trupul stricăcios, să răsară trup duhovnicesc, să învieze într-o slavă și într-o cinste și într-o bucurie. Mai departe, ceea ce ne-a rămas de ieri, ne-a arătat, sau ca să spunem, luat în considerație, ați fost atenți că atunci când Mântuitorul a fost adus să fie răstignit, Pilat, pentru prima încercare de conștiință, a demonstrat că omul acesta n-are vină. Și a spus, eu nu-i găsesc nicio vină. Pilat a spus atunci, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul. Și acesta i-a spus, tu zici. Și apoi a continuat să-i spună, iată ce spun acuzatorii despre tine. La care Mântuitorul nu mai scoate niciun cuvânt. Arhiereuș rupe hainele și spune acesta, hulește. Iar când Mântuitorul a spus că poate strica templul și în trei zile să-l zidească, se referea la trupul său și la trupul întregii omeniri care avea să vină, să devină prin trupul său templul Duhului Sfânt. Deci orice om născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci ceea ce este din familie, prin împreunarea taina nunții și se cheamă prunc, este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Veșnic, nemuritor, rațional, și apoi celelalte însușiri, catafacile pe care noi le avem, să fim buni ca Dumnezeu, drepți ca Dumnezeu, curați ca Dumnezeu, blânzi ca Dumnezeu, învățați de la mine că-s blând și smerit cu inimă. Iar peste toate acestea se pune pe cei de Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci El vine la înviere, nu să facă altceva decât să-i demonstreze lui Pilat că ceea ce a spus în cuvânt a spus adevărat. Tu zici aceasta. Sau putea să-i spună, zici bine, mai zi. Dar a tăcut ca să nu fie pricină de acuzare la ceea ce avea mai târziu din răzbunare iudeii să facă. Și iată că totuși conștiința pervertită, conștiința apăsată de lucrarea omenească, de frica de oameni,
de frica din prejur, de frica de stăpânire, de frica celor mai mari, a făcut ca acești oameni să-și iasă din firea lor normală și să depășească glasul conștiinței. Întâi de toate, arhiereul, când s-a văzut depășit de învățătura lui Iisus Hristos, care arăta că legea Harului va fi mântuitoare, iar preoția cea nouă și arhieria cea nouă dată după rânduiala lui Melchisedec prin arhiereul și jertfitorul cel veșnic Iisus Hristos, va depăși legea lui scrisă și bolnavă, a spus: mai bine să moară un om decât să ne vină romanii, să ne ia țara și neamul și să piară tot poporul. Neștiind că acestea erau prorocite în Scriptură și nedându-și seama el ca arhiereu al anului că rostea aceste prorocii vestite mai înainte de proroci. Trecând și peste aceasta, și Pilat în clipa când s-a văzut asaltat de nedreptate, și-a negat adevărul în picioare și l-a călcat, făcând o glumă sau o formă de ironie prin care a spus, turnându-și apă pe mâini, cum era obiceiul la iudei, să se spele pe mâini ori de ori de câte ori împlinesc un lucru, zice, nu sunt vinovat de sângele acestuia. Adică a vrut să imită și să râdă de iudei, ce a zis, dacă voi care vă pretindeți că sunteți un popor ales, voi care vă pretindeți că sunteți un neam păzitor de lege și noi păgânii care n-avem nimic comun cu legea voastră, credeți că așa e bine să fac eu, negăsind nicio vină în omul acesta? A imitat și el, obiceiul iudaic, s-a spălat pe mâini și apoi a dat pe Hristos să fie biciuit și pălmuit și scuipat și osândit, spunând acel greu cuvânt. Mai am deliberat pe cineva la această sărbătoare după obiceiul nostru. Pe cine vreți să vi-l dau? Pe Hristos sau pe Varava? Și atunci au cerut tâlharii. Au cerut mai bine să fie răstihnit adevărul. Mai bine să-l ascuns că e mai mic și nu se vede și pot să-l mușamalizez în întreaga masă de ură, răutate și dezbinare și mizerie. Și au acceptat ura, minciuna, au acceptat pisma, vrajba, ura, invidia, răutatea, crima, violul, dezmățul și ce au spus? Pe acesta să ne-l libereze. Deci a arătat că mintea a rămas în continuare pervertită în neamul iudaic și toată legea veche a lor s-a opus direct decalogului. Prin ce? S-a opus prin faptul că exact decalogul spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul. Ei, pe Domnul Dumnezeu n-aveau cum să-L iubească din tot cugetul, că dacă ar fi iubit din tot cugetul pe Dumnezeu, nu cereau liberarea unui tâlhar sau unui curvar, cum era Varava, care făcuse atâtea nedreptăți și crime și după legea iudaică trebuia omorât cu pietre. După aceea, dacă ar fi iubit pe aproapele, n-ar fi dat pe Hristos fără de vină la moarte. Dar ce a spus? Nu! Ia-l, răstihnește-l! Ei, acest mesaj, răstihnește-l, a sunat exact încă o dată, dacă vreți, îmi place tot timpul să caut chestii din astea așa mai mărunțele, ca să pară mai grozave, spun eu, acel ia-l și răstihnește-l, fără ca să-și dea seama, era mesajul și semnalul de biruință pe care orice general de oaste sau orice împărat în fața oștirii sale îl spune când merge în fața năvălitorilor ca să-i cotropească și să-i biruiască atunci când îi calcă împărăția și domeniile, înainte prin foc. Deci iată, acel răstihnește nu era un semnal de umilință. Nu era un semnal de nerușinare pentru Hristos. Nu era un semnal de înjosire, ci era semnalul categoric prin care acum va fi momentul decisiv, în toată ura și răzbunarea lor, nu-și dădeau seama că Hristos îi întâmpina cu pace. Hristos îi întâmpina cu plăcere, cu bucurie. Iartă-i că nu știu ce fac. Nici nu-și dădeau seama că împlinesc Scriptura pe nesimțite. Și acel cântat de cocoș care l-a avertizat pe Petru, a treia oară lepădându-se că este neputincios și fire slăbănoagă, i-a corectat supărarea pe care o avea coborând din tabor sau urcând la tabor când Dumnezeu i-a spus:
Înapoi a mea Satana. Deci încă Duhul acestei lumi te stăpânește și te ispitește. Ori Mântuitorul asupra acestui război a ieșit un învingător desăvârșit. Pâine omul n-are nevoie că poate trăi și din Cuvântul lui Dumnezeu, dar când s-a referit că poate trăi și din Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a referit că omul nu trebuie să muncească, ci s-a referit că întărindu-te cu darul și cu puterea lui Dumnezeu și împărtășindu-te din Cuvântul lui Dumnezeu, era ceva simbolic și ideal care avea să se împlinească în ziua Învierii și în praznicul Pascal din Joi Mari, luați, mâncați, acesta-i trupul meu, deci omul poate trăi și cu Cuvântul lui Dumnezeu, deci aici se referea, îl învinge pe Satana, a doua oară, arătându-i împărățiile și puterile, nu se lasă covârșit cum vrea Ioan și Iacov, loc în stânga, loc în dreapta, în împărăția cea pământească, crezând că Ierusalimul va fi scos de sub oștile romane. Iar a treia oară, când îi spune, aruncă-te de pe aripa templului, Mântuitorul le răspunde cu aceeași tăcere sublimă, zice, de ești tu Fiul lui Dumnezeu și ai mântuit pe atâția, de ce nu te mântuiești? Coboară-te jos de pe cruce. N-ai ispitit pe Domnul Dumnezeul său. Cu un singur semn și ștergea de pe fața pământului și acel tablou sinistru în sub care s-ascundea adevărata povară a păcatelor lumii, dar care era împinsă de izvorul de lumină învierii, avea să se topească pe cum infraroșu sau razele de laser topesc metalele. Deci la fel avea să se topească acea mizerie a umanității și acea răutate desăvârșit exprimată prin cruce, prin suliți, prin piroane, prin scuipări, prin bătăi, prin pălmuiri, prin îmbrânciri, prin întinderea pe cruce până la numărarea oaselor și mai mult decât atât, până la ridicarea crucii în picioare și atârnarea trupului în cuie. Dar spune mai departe Sfântul Maxim Mărturisitorul că nu cuiele l-au ținut pe cruce pe Hristos, ci dragostea față de lume. Deci l-a ținut ascultarea față de Tatăl și dragostea față de lume. Deci el când stătea între acele cuie, îmbrățișa lumea în universul infinit, precum ne îmbrățișează pe noi în fiecare clipă cu pacea și cu tot ce avem nevoie, începând de la ochi și dinte până la sănătate, și stă în noi și veghează ori de câte ori îl întristăm și îl însulițăm, ori de câte ori îl bucurăm cu o faptă bună. Deci privea spre acel calvar și privea spre acea negreală de păcat, deci spune că și soarele s-a întunecat. De ce s-a întunecat soarele? Nu s-a întunecat pentru că s-a răstignit Hristos, ci s-a întunecat soarele ca să arate că e mai mic decât soarele Hristos, care în lumina care o răspândea în puterea învierii, care avea să se arate imediat în ziua aceea din tâia săptămânii, la miezul nopții, adică duminica dimineața, zorile învierii veșnice, deci avea să covârșească lumina soarelui. De două ori întâlnești fecioară mai înaltă decât cerurile și mai luminată decât strălucirile soarelui. Iată biserica prin Fecioara Maria, dar iată de data aceasta soarele dreptății care a strălucit, cum spune la naștere, răsărit a nouă lumina cunoștinței și a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru. Iată acum soarele cel mai înainte de dimineață, dând zorile zilei celei veșnice, adică duminicii sau zilei creației spirituale. Cea materială s-a văzut în zilele facerii, iar cea spirituală s-a creat clipă cu clipă, începând de la calvarul crucii, de la prinderea din grădină și de la sărutare, și până la baterea în cuie și punerea în mormânt. Deci mesajul cocoșului, acel cocoș care a cântat de trei ori, Hristos n-a rânduit să cânte la întâmplare, ci a rânduit, cui este cu atenție să privească în viața și în lumea minerală și animală și în tot ce vrei să vezi minuni din legea lui Dumnezeu, când cocoșul simbolizează războinicul, biruitorul, dacă doi se bat, cel care a învins se ridică undeva sus și cântă. De ce cântă? Cântă în mândrie cu fața spre soare și are creasta aceea frumoasă roșie. Ei, tocmai acel simbol de cântat de cocoș i-a demonstrat lui Petru, lepădarea ta nu mai contează, biruința va fi deasupra.
Blestemat să fiu de știu pe omul acesta. La fel facem și noi de multe ori. Dar iată că acel cântat de cocoș și acel semn și glas de biruință care nu era altceva decât cântatul cocoșului, nu era decât ultima parte din mesajul învierii. Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dărindu-le. Pentru că cocoșul cânta de undeva de sus și Petru l-a auzit. Iar când a auzit cocoșul a început să plângă cu amar. De ce? S-a văzut mic, josnic, căzut, învins și mai mult decât învins, s-a văzut trădător. De aceea spune că a plâns cu amar și de aceea Hristos l-a iertat cel din tâi. N-a uitat Hristos în iubirea lui de oameni să-i spună îngerului atunci când trebuia să-și șadă de strajă la mormânt și acest mesaj. Ai grijă să vestești ca Petru să vină și el în Galileea să ne întâlnim. Deci nu cumva să întoarcă spatele. Să nu cumva să creadă că eu gândesc rău împotriva lui sau nu-l iubesc. Ci l-a iubit mai mult decât pe ceilalți și în ciuda faptului că Petru trăia o viață mai realistă, om cu soacră, om cu nevastă, deci om trăit prin viață, deci nu era feciorelnicul Ioan, nu era doctorul Luca sau alți filozofi din cei 12 apostoli, care la fel simpli, dar mai trăitori, mai profunzi, mai harismatici între ei, fiecare după dragostea față de învățătorul. Nu s-au întrebat ei între ei, oare tu, oare eu îl voi vinde, oare el? Și Petru și el, care era destul de realist și știa ce înseamnă iubirea de stăpân, de Dumnezeu, ne-a zis, Doamne, arată mie cine să te răstihnească, cine să te vândă. La care Mântuitorul îi avertizează și le spune, să fiți atenți că Satana cerne sufletele voastre. Și va fi vai de acela care va vinde pe fiul omului, adică pe fiul pierzării, Iuda. Pentru că și el, dacă s-ar fi întors, s-ar fi mântuit. Un alt lucru care rămâne, deci nerelatat, și rămâne, să spun eu, scăpat din evidența învierii, în imensitatea frumoasă a sărbătorii, este și întâlnirea de la Emaus pe care astăzi o pune Evanghelia în prim plan și o detaliază. Deci a doua zi de Paști. Întâi le dă mironosițelor ietatea, că au fost cele ce au venit cu miruri, au fost cele ce au plâns la cruce, au fost cele ce au însoțit calvarul, chiar până la baterea în piroane și toate celelalte. Și apoi vestește și pe apostolii care au început cu adevărat să-și iasă din matca îndoielii și să-și revină în sine și să vină spre învățătorul. Cum spune finalul Evangheliei, zice și acum, zice cum spun Scripturile, și în ceasul acela, zice, binecuvântând pâinea, el s-a făcut nevăzut. Și zice, vorbea, de ce n-am înțeles noi, n-ardea inima când ne vorbea Scripturile? Deci nu eram noi cei care totuși ardeam de dragostea lui? Oare nu eram noi cei care trăiam sentimentul acesta și ne părea rău? Și se vede că le părea rău. Deci nu noi venim să argumentăm josnicia și mizeria iudaică a jidanilor. Nu! Ci Evanghelia prin însuși frații lor vine să ne relateze. Ce spune Luca și Cleopa la un moment dat? Păi treci așa în Ierusalim ca străinul, nu te privește nimic din suferința noastră? Probabil îl credeau de alt neam sau nici nu știau despre cine este străinul. Zice, am avut noi pe Iisus Nazarineanu și iată, deși fugeau de frica iudeilor să nu-i omoare, deci de cei care urmăreau să-i prindă, deși se temeau să nu vorbească despre înviere și mergeau triși spre Emaus, totuși în clipa învierii, bucuria, curajul și vitejia se sădește în sufletul lor. Dacă acesta care venea pe cale cu ei putea fi un spion și imediat i-ar fi demascat, dar nu se mai tem, ci argumentează lucrurile pe nume și spune, zice, era proroc puternic în fapte și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu. Deci iată, arată că înaintea Dumnezeului lor, dar și la tot poporul. Și apoi cu oarecare întristare în suflet spune, zice,
Dar arhiereii și fariseii și căpetenile noastre l-au osândit la moarte și l-au răstignit. De ce se întristează ei atât de mult? Pentru faptul că în Vechiul Testament moartea pe cruce era o rușine dată celor mai de nimic oameni, celor mai răi, celor mai din urmă oameni ai societății, cei mai mari tâlhari, bandiți, răufăcători, erau răstigniți cu această moarte pe cruce. Dar Mântuitorul, pentru că era îmbrăcat din veac și până în veac, în smerenie, pentru că El a spus în sfatul din Sfintei Treimi, îl voi mântui. El a venit și și-a luat cu adevărat cea mai autentică smerenie, cum spune grecul, vatos tapinosios, din adâncul smereniei și-a luat. Și a zis, de ce să mor cumva cu o moarte mai frumoasă, să fi făcut că fuge în grădina Ghetisman, să-l fi însulițat? Nu. Sau altfel de moarte. Sau să-l taie cu sabia? Nu. A ales moartea pe cruce să arate că cu cei fără de lege s-au osândit. Ca apoi, după înviere, cu cât a fost mai înjositoare și smerită pătimirea lui Hristos, cu atât să fie mai falnică și mai triumfătoare învierea Lui. Iată că spune mai departe că atunci, după înviere, imediat, după ce au pus trupurile în mormânt, crucile au fost aruncate într-o grotă adâncă și date peste ele mizerii. Și-a rânduit Dumnezeu la vremea potrivită să fie descoperite după 300 de ani fără ca să putrezească. De ce? Pentru că pe crucea lui Hristos s-a implantat, dacă vreți, sfințenia. Crucea s-a sfințit prin sângele curs din două patimi. Una a smereniei și a suferinței și una a morții. Deci, întâi, este ușor să mori fără să te doară nimic, dar este greu să suferi pălmuire și scuipare și schingire și apoi ostenit și batjocorit să și mori. Deci, întâi, sudoarea lui Hristos a sfințit crucea pe drumul Golgotei și apoi sângele Lui. Pentru că sângele care a curs peste sudoare, aceea i-a dat puterea Harului și strălucirea divină. Pentru că cel ce nu-și duce crucea cu sudoare nu înțelege nici bucuria jertfei. Ce ușor ar fi fost lui Hristos, ce ușor ar fi fost lui Hristos să se suie cu flori în mână și în slavă până la Golgota și apoi să se pună pe cruce. Nu! A dus-o în spate cu greutate neînchipuită. A dus-o în spate cu suferință neimaginată minții omenești. Spune că atâta suferință a putut duce Hristos în spate, câte păcate avea lumea în clipa aceea. Pentru că pe cruce întâi și întâi, odată cu trupul Lui, cu dragostea Lui, a pironit de săvârșit păcatul. Și spune că a fost înălțat, răstignit pe cruce, fără ca ei să-și dea seama, puteau să lace să crucea jos, dar nu. Au înălțat-o să arate că cel ce se smerește se va înălța. Deci ei l-au ridicat și l-au înălțat deasupra lor. Ei de jos priveau la dânsul, deși era suferindu-și. Spune un teolog din ăsta străin, Oliver Clement, zice, cu atât mai frumoasă este crucea lui Hristos, cu cât este mai plină de povara lui Hristos. Cu atât este mai strălucitoare, cu cât calvarul a fost mai nedrept. Cu atât este mai biruitoare, cu cât sângele a curs mai mult. Și într-adevăr, sângele lui Hristos a spălat și căpățâna lui Adam, adică din dealul Golgotei îngropată de fiii lui Noe, dar a spălat și păcatele lumii și a spălat și a iertat toată nedreptatea și fără de legea iudeilor, care, deși văzând învierea și dându-li se posibilitatea, n-au vrut să-L înțeleagă pe Hristos și au continuat să spună, nu ne închinăm Fiului Mariei și nu ne închinăm Mariei lui Iosif. Deci nici după înviere nu au avut măcar puterea, de aceea se văd Luca și Cleopa în felul lor indignați. Zice, mai mari noștri,
Păi dacă ei care cunoșteau legea au făcut acest lucru, ei care știau decalogul au bătut pe cruce, ei care știau că este drept în cuvânt, că face atâtea minuni, că a făcut atâtea vindecări și n-aveau dreptul să-i o facă, că nu era vinovat, era om tare și în fața poporului și față de Dumnezeu. Și iată că mai departe Hristos, văzând totuși curățenia sufletească, dar nu desăvârșirea minții, le spune: nepricepuților și zăbavnicilor, am trimis pe Maria Magdalena. Bine, relatează evanghelistul ceea ce este esențial, dar vă spun ce merge mai departe, că sigur s-a discutat, că dacă s-ar fi scris toate, nu încăpeau în lumea aceasta. V-am trimis pe Maria Magdalena să vestească și tu vii și îmi spui că oarecare femei de ale noastre au văzut arătări de îngeri. Cețile erau nestricate și a înviat. Deci când a trecut prin piatra mormântului, a trecut Hristos prin piatra păcatului și a sfințit-o. De aceea piatra dătătoare de lumină în fiecare an primește Sfânta Lumină din cer și rămâne mesaj veșnic al împăcării omului cu Dumnezeu, precum curcubeul din vremea lui Noe. Dar mai mult decât atât, pe cețile rămânând întregi, ostașii de-abia atunci au văzut că au de-a face cu Dumnezeu. Pentru că strălucirea îngerului de care ieri am vorbit n-a făcut decât să le orbească mintea de tot și să nu înțeleagă că lumina cea viitoare și pururea viitoare nu este alta decât lumina Dumnezeirii și trebuie să ne închinăm ei și să alergăm cu pași repezi cum făceau cei din iad. Și atunci, în clipa aceea, deci spunând că l-au furat și dând bani de ucenicilor, n-au făcut altceva decât să arate încă o dată ura, zabistea și răzbunarea, la care Mântuitorul, deci acum îi ceartă pe aceștia și le spune: dacă eu v-am lăsat vouă semne ale învierii, v-am lăsat mormânt cu piatra răsturnată, să nu vă chinuiți voi să vină cineva să vă prindă și să spună, vezi, să chinuiau să pună piatra la loc sau să chinuiau să o dea jos. Evident rămânea. Nu! Am adus femei neputincioase să vadă. Am adus-o pe Eva să vadă învierea mea. N-ați crezut. Am pus un înger să vorbească. N-ați crezut. Am pus doi îngeri să vorbească. N-ați crezut. I-am pus în haine strălucitoare de lumină. V-au vestit că nu mai sunt între cei morți. De ce vă îndoiți cu inima? Și le-a tâlcuit scripturile de la Moise până la înviere. Și spune că atât de mult s-au alinat sufletește, era exact ca și atunci când ai o scârbă mare și după ce a trecut și a ieșit cumva din calvarul ei, ca să te împaci sufletește cu tine însuți, începi să o povestești cuiva în felul în care tu crezi că ai scăpat de of, adică spunându-i simți că te ușurezi. Am alergat, m-a fugărit, m-a bătut, era să mă omoare, dar zice, în final, slavă lui Dumnezeu că venise cineva, mi-a ieșit înainte și zice, am rămas cu viața. A fost greu, zice, dar a trecut. Ei, cam același lucru simțeau acum apostolii în inima lor, vorbindu-le acel străin, adică Hristos, atât de frumos despre înviere, încât au simțit nevoia și bucuria, dacă tot ne-ai mângâiat sufletește, hai să mâncăm împreună. Hai, nu rămâi la noi, este și seara, unde să te duci? Și a rămas Iisus la ei. A rămas la ei că l-au chemat cu glas. Au rămas la ei că l-au chemat în casa lor. Cu frică de Dumnezeu, spune în liturghie. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Deci iată, frica de Dumnezeu era în inima lor, că ardea inima pentru dânsul. Dragostea era, rămâi cu noi. Credința era, bărbat drept în cuvânt pe care l-au răstihnit mai marii noștri. Dar acum rămânea jertfirea. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iată, cel ce vine într-un numele Domnului era în mijlocul lor. Nu le-a mai spus bucurați-vă, nu le-a mai spus pace vouă,
ci le-a frânt pâinea. Când a mai frânt-o? A mai frânt-o jertfelnicește în Joia Mare. Atunci când a spus, când cântă într-o paru învierii, Mântuitorul meu, vie și nejertfită jertfă. Deci era simbolul pe care Mântuitorul avea să-l arate veșnic, dar întâi l-a arătat în pâine și în vin, și când a văzut că ăștia slăbuți, ce a zis? Mâncă Iuda și mă vinde. Mâncă Petru și să leapădă. Trupul meu trebuie dat. Dacă m-or vedea în sânge, în rane și în scuipări și în bătăi, atunci vor crede. Și iată că unul a crezut, deci s-a întors, cum i-a spus lui Avram de demult. Și fiii tăi vor fi mai mulți ca stelele cerului și mai mulți decât nisipul mării. Nisipul mării referindu-se la păcătoșii care fără de număr merg pe calea pierzării. Zeci și sute și mii de la nașterea și facerea, deci de la facerea lumii și până astăzi, deci cât s-au ieșit din Adam și Eva, moși, strămoși și seminții și cu toate cei ce n-au vrut să creadă în Hristos, au umplut iadul. Dar au rămas și cei care s-au întors ca Pietru, adică și-au strălucit ca stelele cerului. Mai rar, dar au rămas. Și după ce a văzut Mântuitorul că și acest lucru n-a fost suficient, a venit din nou în mijlocul lor și le-a vorbit după înviere. Puteau să creadă fără să-l mai vadă. Puteau să creadă fără să-l mai pipăie. Puteau să-l vadă, să-l creadă fără să-i mai sărute picioarele. Puteau să-l cunoască fără să mai mănânce cu ei pește fript și pâine la Marea Tiberiadei. Și putea Petru să-l iubească fără să se supere. Și că, Doamne, spune la un moment dat Petru, văzându-se întrebat a treia oară, spălându-și blestemul, zice, Petre, și mă iubești tu pe mine? Și s-a întristat Petru și atunci revenindu-și în sine și aducându-și aminte de lepădările lui, a zis în sinea lui, cred că așa a spus, cu adevărat acesta este Domnul. Dacă voi spune că-L iubesc, voi mai păți vreo ispită. Dacă voi spune că nu-L iubesc, greșesc, că inima arde pentru dânsul. Dar în cele din urmă, deschizând glasul, i-a vorbit apostolește. Tu, Doamne, le știi pe toate, că ești Dumnezeu. Dar știi și cât eu te iubesc. Și cu aceasta l-a biruit. Cu aceasta l-a biruit pe cine? Pe Hristos în iubire, nu în lucrare, în jertfelnicie. Și atunci și Mântuitorul îi spune lui Petru. Zice, Petre, când erai tânăr, te încingeai și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor purta, arătându-i cu ce moarte avea să moară. Și într-adevăr, Petru și-a răscumpărat greșeala, murind mucenicește la Romă. Deci iată că într-adevăr a împlinit cuvântul Mântuitorului. Tu știi toate, tu știi cât te iubesc. Și el a fost un fel de proroc, arătând că pentru iubirea lui Hristos va muri. Trecând și peste aceasta, și mergând un pic și mai departe, deci când am ajuns aici la cei cu seara acasă și cu frângerea pâinii, lucrurile nu stau în tocmai normal, ci devin suprafirești acolo unde. În mintea ucenicilor a sclipit deodată o licărire de lumină. Unde am întâlnit noi pâine binecuvântată și frântă? În Joia Mare. Ăsta e învățătorul, nimeni nu mai știe acest semn. Numai el putea să-l facă. Pentru că dintre ai noștri nimeni nu mai este aici cu noi. Iar dintre cei străini nimeni n-a văzut această taină. Și atunci li s-a deschis lor ochii, dar când li s-au deschis ochii trupești și inima spre Dumnezeu, nu mai aveau de unde să le ia. Că s-a întâmplat acea minune ce se întâmplă în Sfânta Liturghie. Duhul Sfânt a acoperit, deci Duhul Sfânt a acoperit prezența reală a lui Hristos trupească și le-a lăsat prezența pâinii, le-a lăsat cuvântul întrupat, binecuvântat. Deci
le-a lăsat Euharistia. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea, Matei, în veacul veacului. Și iată că spune atunci că în momentul acesta s-au umplut de bucurie, dar s-au și spăimântat. Pentru că Mântuitorul a plecat unde? Imediat a străbătut. Deci, ceea ce mintea nu pricepe, deci ecranul de aici, sau prezența de aici, s-a înmaterializat în Galileea, în fața celorlalți 11, ce stăteau cu ușa încuiată de frica iudeilor. Ce a spus? Pe ăștia am liniștit. E de ajuns. Hai la ceilalți că spăimântate. El îi și vedea pe ea când se frământau. Îi vedea când tremurau și încă bâlbâiau și nu știau ce să spună. Dar ce a zis? Ăștia s-au întărit. Și acum deja ăștia au spus, cu adevărat acesta este Domnul. Și au lăsat toate balte. Au, probabil, au cinat și au și șters-o la Ierusalim. Hai că-i pe treabă, nu mai avem timp de stat. Și au ajuns la Ierusalim, unde spune, zice, au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei. Maica Domnului, Maria lui Cleopa, Maria Magdalena, Ioana, Salomea și toate celelalte mironosițe. Iosif din Arimatea, Gamaliel, învățătorul, rabinul, nu era altcineva, cei ce în taină așteptau venirea lui Hristos. Și atunci spune că după ce erau împreună cu ei, au zis, într-adevăr, deci aici este cuvântul suprem și frumos, într-adevăr, a înviat Domnul. Și nimeni nu i-a mai putut întoarce, pentru că la un moment dat spune că, zice, când a început să predice Petru în Ierusalim, lumea spunea, zice, aceștia sunt beți de beție, zice, au mâncat, zice, și au băut, dar cine putea să mănânce de dimineață? Cine putea la ora aceea să aibă timp să se îmbuibeze și să se îmbete? Dar vorbeau și înțelegeau abeție, pentru că se vorbea în toate limbile pământului. Apostolii vorbeau în limba lor, fără să-și facă facultățile, iar cei ce ascultau înțelegeau. Arabă, păgână, greacă, elină, iudaică, fiecare își înțelegea propria limbă. Și mai mult decât atât, zice că ei au povestit cele ce li s-a întâmplat pe cale. A fost foarte interesantă problema. A povestit cele ce li s-a întâmplat pe cale. Deci, această întâmplare pe cale nu s-a pus aiurea în aceste două cuvinte, ce li s-a întâmplat pe cale. Aceasta se întâmplă cu fiecare om în calea vieții lui, dacă vrea să-L descopere pe Dumnezeu, plecând de la casa lui sau de la masa lui spre Emausul inimii la Dumnezeu. Nu o să ajungi niciodată să-L cunoști pe Dumnezeu în casa de sectari, pe stadioane, în piețe, în gări, în parcuri și nu știu mai unde se prozelitează această învățătură bolnavă despre credința ortodoxă a celorlalte secte. Nu! Numai cel ce petrece întâmplările cu adevărat și înțelege prorocii și scripturile de la Moise și până la înviere, acela aleargă singur la Ierusalim, adică la biserică, cunoaște că cu adevărat a înviat Domnul și știe ce înseamnă mesajul învierii, nu numai ouă, pască, cozonaci și haine frumoase, ci și un suflet curat, spovedit, împărtășit, spălat, pocăit, îmbălsămat de puterea rugăciunii și de darul postului și luminată mintea și scoasă ceața bucatelor și în clipa aceea spune cu adevărat a înviat Domnul și mai mult decât atât de aceea ne și salutăm. Deci eu străinul vin și spun Hristos a înviat, dar tu cel ce ești Luca și Cleopa în calea vieții tale nu spui adevărat a înviat. Deci sigur că a înviat. Nu mai este nicio îndoială că nu ar fi înviat, că atunci credința ar fi zadarnică. Ioan Damaschin și Apostolul Pavel nu m-a lăudat decât în crucea Domnului. Pentru cel ce se mântuie este înțelepciune și putere, iar pentru cel ce pierde este nebunie. Și apoi spune cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. De fiecare dată mi-a plăcut acest verset și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Să o aveți în minte aceasta și noi și copiii noștri și tot neamul nostru românesc până a sunat trâmbița judecății. Nimeni nu o să-L cunoască vreodată pe Dumnezeu mai real, mai frumos,
mai dulce și mai bun decât în Sfântul Potir, atunci când inima ți este curată și îl iei din linguriță. Pot să vină învățături peste noi, cum spunea într-o carte a lui Iorga. Zice, au bătut valuri și am rămas ca de stâng. Era o frază a lui mare om. Zice, au venit cu tremure, zice, și nu m-am zguduit. Au venit, zice, încercări și nu m-am poticnit. Că am în mine puterea credinței în Hristos Dumnezeul meu. Deci atunci când tu l-ai pe Hristos în tine și îl cunoști la frângerea pâinii, adică la Sfânta Liturghie, pentru tine nu mai este statornicie în casă când sună clopotul, când bate toaca, când se cântă în biserică, când se liturghisește, ci faci ce faci și alergi la Dumnezeu. De ce? Că însetează inima de dânsul. Ei, dacă stai ca trânda avudinan în Paști și îți mai aduci și tu aminte că este învierea, că ți-a făcut nevastă ta cozonac și pască și ți-a fript 5 kg de carne, nu mai este înviere, mamă dragă, ci a doua moarte sufletească. Și cum v-am amintit ieri și v-am spus, nu este o rușine, ci un adevăr. Unii au întrebat de ce a creat Dumnezeu iadul. L-a creat pentru îngerii neascultători și l-a creat pentru oamenii păcătoși. Deci ceea ce nu-i trebuie lui Dumnezeu în cer și pe pământ, depozitează în iad. Ceea ce n-are nevoie Dumnezeu să vadă fața Lui, că așa spune în stihurile învierii, așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu ca fumul și ca ceara de la fața focului. Deci iată, când spune că pierd ca fumul și ca ceara la fața focului, arată că păcătoșii s-a înghit de iad și Dumnezeu nici nu suportă să le vadă asemănarea și chipul lui distruse și alterate, ci îi bagă în flăcări și se bucură Dumnezeu numai de flăcările mistuitoare. Dar gemetele lor le înțelege, că cineva a condamnat și a spus, dacă a făcut Hristos înviere. Și zice, dacă a făcut restaurare și i-a înviat și i-a iertat pe Petru și pe toți care au greșit, de ce, zice, dacă e așa de iubitor de oameni, nu iartă și pe păcătoșii din iad pentru că au greșit? Nu vrea. Și știți de ce nu vrea? Că noi nu vrem. Dacă un bețiv și un desfrânat și un curvar și un hulitor de Dumnezeu ar fi trăit 1000 de ani, 1000 de ani și ar fi bătut joc de Dumnezeu. Și dacă veșnic trăia, veșnic își bătea joc. Și Dumnezeu, care știe clipa morții tale, cum te-a găsit în beții și în desfrânări și în lucruri slabe, cum spune Apostolul Pavel, nu ca fiii luminii, ci ca neînțelepții, de-aia te ține în iad veșnic. Pentru că știa că veșnic îți place distracția și ți-a dat distracție. Dar cei ce vin la dânsul, că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne veselim întrânsa. Ei, pentru această zi, ție ți s-a dat să iei o cruce în spate. Ia-ți crucea ta și urmează mie. Apoi ți-a dat să transpiri cu ea în spate. N-ai transpirat. N-a fost bun bărbatul, m-am divorțat. N-a fost bun copilul, l-am abandonat. N-am vrut să-l fac, l-am avortat. N-am vrut să-l cresc, l-am aruncat. Ei, deci crucea foarte repede am debarasat-o. A fost foarte ușor. Dar nu mai are unde să prindă sângele jertfei tale pe ce? Urge în gol, că tu nu mai ai cruce după tine. Numai Hristos a știut să o poarte. Și cei ce au vrut să o fac poarte ca și El. Și în clipa aceea, Dumnezeu se vede nedrept față de sfinții care vin cu sudori, că așa spune, zice, la un moment dat, într-o poezioară a lui Ioan Iacob. Unul își dorea o cruce că era sărac și Dumnezeu l-a dus noaptea în vis la toate crucile cele frumoase și s-a repezit hăbăucul la una de metale scumpe. Dar s-a auzit un glas a îngerului său păzitor. Cele de metaluri scumpe sunt a oamenilor sfinți care suferă în viață foarte grele nevoinți. Deci vezi? Deci să nu ne repezim spre mântuire stând degeaba. Să nu ne repezim spre rai făcându-ne de cap. Să nu ne repezim spre împărăția lui Dumnezeu comoz, nepăsător și cu toate câte vrem noi să le avem. Nu! Să ne folosim de toate urcând prin ele. Să ne folosim de toate depășindu-le pe ele. Haina-i frumoasă, dar să am și suflet frumos. Casa-i frumoasă, să am și inimă frumoasă.
Luxul din afară e frumos, ia să-mi luxez și sufletul și să-l împodobesc cu fapte bune și să-l sfințesc cu mărgăritarul Hristos. Și în felul acesta vei străluci pe calea virtuții și vei ajunge în rai cu sfinții. Alminter niciodată să se nască în mintea noastră, spun cu prilejul acestei invieri. Zic eu, ideea că vreodată Sfântul Gheorghe sau Sfântul Nicolae, sau Sfântul Spiridon, sau Sfântul Vasile, va sta într-o șleaptă cu bețivii și curvarii că-i mântuie Dumnezeu ca așa vreau oamenii. Nu! Nici Biserica Fecioara Maria, care este cea reprezentată prin Fecioara, că a născut pe Hristos și Biserica care îl naște pe Hristos permanent din Sfintele Taine, nu-și permite să mântuiască decât pe cine vrea dreptul canonic a Sfinților. Nu-și permite să lege și să dezlege decât ce îngăduie Biserica Biruitoare din Cer, cei care și-au vărsat povara sângelui și a ostenelei. Ei vorbesc, nu noi. Știi? Vine, vă dau o pildă, știi? Vine unul și spune, păi bă, eu sunt cam bolnav, nu pot. Bine că nu poți să te ostenești la cele duhovnicești, dar bine că știi să mănânci bine, bine că poți dormi bine, bine că poți să privești la televizor, bine că te poți plimba, bine că te poți îmbrăca, bine că poți să te distrezi, să asculți muzică, să sari în sus, să desfrânezi, să înjuri, să fumezi, dar astea cum de nu le poți face ca un suferin ce ești? Păi zice, părinte, așa-i omul. Ei, nu așa-i omul, așa-i porcul. Omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, veșnic, rațional și nemuritor, blând, smerit, bun, curat, sfânt. Asta este omul. Deci nu așa e omul, așa ești tu. Deci trebuie ca acel Luca și Cleopa ce își bătea drumul ca la 60 de stadii și nu simbolic s-a pus această distanță, adică să arate că de la Emaus până la Ierusalim e o treabă, deci e o lucrare, nu se împlinește în 3 zile. Spun Sfinții Părinți că unii s-au ostenit toată viața și de-abia au luat un dar al lacrimilor sau al rugăciunii. Alții s-au ostenit toată viața și de-abia au primit iertarea păcatelor lor. Alții s-au ostenit toată viața și de-abia au dobândit fapta bună. Alții s-au ostenit toată viața și de-abia s-au mântuit. Iar alții, zice, s-au ostenit și au luat darul facerii de minuni, a scoaterii dracilor, a vindecărilor, a răpirilor, a extazierilor, dar nu la întâmplare, ci atunci când voiește Dumnezeu să biruiască rânduiala firii, nu se cumpără sfinți la pachet, mamă dragă, nu se cumpără minuni la kilogram, nu se cumpără harisme la butelie sau la pachetel, la pungă. Nu! Acestea se dobândesc cu lacrimi, cu genunchi plecate, cu mâncăruri slabe, cu legume, cu zarzavaturi, cu osteneli multe, cu rugăciuni multe, cu postiri multe, cu scârbe multe și sunt foarte rare. Ioan Scăraru, Isaac Siru, Petru Damaschin și Simeon Nou Teolog. Zice, la darul harismei ajunge unul din generație în generație, din generație în generație. La darul rugăciunii răpirii ajunge unul din neam în neam, iar la rugăciunea inimii unul din 10.000 care se sălesc. Iar restul rămân ca Petru, să uită în mormânt și să miră și pleacă și nu știe ce s-a întâmplat. Deci ne mirăm noi că am ajuns în rai, am ajuns din mila lui Dumnezeu. Ne mirăm că ne-am mântuit din mila lui Dumnezeu. Ne mirăm că nu facem rele din mila lui Dumnezeu. Ne mirăm că suntem buni și știm să fim credincioși din mila lui Dumnezeu. Dar spune că numai uitându-se la giulgi și l-a văzut zăcând singur, s-a mirat în sine de ce s-a întâmplat. N-a poftit să sufere. Spune că Ioan, evanghelistul, adică apostolul iubirii, el și-a permis și-a intrat în mormânt și le-a și cercetat. Hei, iubirea cercetează pe Dumnezeu în adâncimea Lui, iar fapta bună îl lucrează la suprafață. Noi suntem în clasa întâi și suntem tot timpul într-o luptă cu păcatul care trebuie să o biruim pentru că avem casă, copii, soție, familie, servici și toate grijile lumii. Hei, celor din pustie, celor din mănăstire, celor din crăpăturile pământului și din ascunzișurile care nu-s văzute de mână sau de ochi de om sau de picior de om, acolo stau cei care ajung la aceste harisme.
Sfinții nu se plimbă pe stradă, trebuie să mai știți lucrul acesta. Iar sfințenia este un dar de taină pe care nu-și permite nimeni, deci nu-și permite nimeni ca să o, să spun eu, ca să o dea sau ca să o... Trebuie să descoperi. Spunea odată cineva și spune un lucru frumos, zice, vreau să ajung, zice, la Sfântul Munte, zice că vreau să întâlnesc niște trăitori. N-am văzut morți pe acolo niciodată, zic, numai trăitori erau. Zice, nu, părinte, zice, nu așa, zice, aș vrea să mă duc și eu să întâlnesc niște sfinți, să stau de vorbă cu ei. Da, zic, du-te. La un timp când s-a întors, zic, ei, cum e cu sfinții? A, părinte, oameni ca și noi. Ei, nu ca și voi, ca și ei. Deci, sfântul nu o să vină să spună ție, hai să stăm noi de vorba amândoi, că eu o sfânt, și uite, hai să-ți arăt cum se practică sfințenia. El îți vorbește de post, sfântul, de smerenie, de rugăciune, de înfrânare, de curăție, îți vorbește de fapta bună, de iubire și nu spune Mântuitorul și cu aceasta și închei, dacă vreți să vă cunoașteți că sunteți ucenicii mei, iubiți-vă între voi. Și precum pomul cunoști după roade, omul cunoști după faptă. Deci, acesta este criteriul de colectare și de, și de cunoaștere sau de recunoaștere a unui sfânt. Urmărește-i faptele și viața, cum spunea bătrânul Iachim, starețul Putnei, vorba sună, fapta tună, și în felul acesta și Hristos a demonstrat-o, că vorbele lui au sunat și au umplut pământul. Dar când a tunat fapta învierii și s-a cutremurat pământul, și s-au deschis cerurile, și s-au zdrobit iadul, și a răsărit izvorul învierii și lumina învierii din mormânt, atunci lumea cu adevărat s-a mântuit. Deci să dea Dumnezeu, să spun așa în continuare, pentru frumusețea sărbătorii, pentru că urmează și hramul bisericii, Sfântul Gheorghe, care va fi cu priveghere și care puteți să veniți, puteți să veniți că e frumos, vor veni cântăreți de pe la alte mănăstiri și vor cânta frumos, a doua zi va fi slujba hramului care se va ține din nou, invitați care vor fi, vom vedea care îi trimite Îngerul Domnului, va fi în continuare izvorul tămăduirii, deci de aceea se și numește Săptămână Luminată, pentru că toate sunt numai și numai ale sufletului. Mai lăsăm un pic și sapa, mai lăsăm un pic și vaca, mai lăsăm un pic și casa și ne mai căutăm de suflet, adică măcar această săptămână să o parcurgem sufletește, dacă n-am putut toți însoți drumul și calvarul crucii lui Hristos, fiindcă a fost mai greu, măcar să ne purtăm ca mironosițele ce au alergat cu miruri. Și în loc de miruri, cântare să aducem Stăpânului, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din mormântul viață dăruindu-le. Amin. Propunul Hristos.